umbra ta. Și pentru că a venit toamna și toamna se culeg roadele, bine ați venit în galerii. Bine ați venit la cea de-a patra ediție a Salonului Național de Arte Vizuale Interferențe. Este un salon dedicat de data aceasta unui important pictor român născut pe meleaguri Botoșănene. Este vorba de cel care a fost Aurel Mocanu Agripa, cel care a plecat poate spre lumi, dacă nu mai bune, cel puțin mai colorate, acum 15 ani. Este o ediție la care, așa cum observați și dumneavoastră, participă un număr deosebit de mare de artiști. E o explozie de lumină, o explozie de culoare, de frumusețe. Și dați-mi voie să-i citesc pe cei care sunt astăzi prezenți pe simeze, pentru că fiecare și-a adus o părticică nu din operă, ci din suflet. Ana Maria Rugescu, Aurelian Antal, Mihaela Roca, Ion Burlacu, Aurelia Cionga, Mihai Frunză, Vasile Mureșan, Florin Prodan, Rodica Banciu, Laura Macri, Silviu Babi, George Burlacu, Dan Gelelețu, Onița Mureșan, Marta Deleanu, Oana Călinescu, Alina Păduraru Bălan, Sabina Voila, Laura Ungureanu, Veronica Mocanu, Liz Marcons Sac, Gheorghe Cuivan, Talida Grunzac, Teodor Șoptelea, Mihai Pastramagiu, Alina Daniela Deaconu, Valeriu Gorgan, Rodica Jianu, Rodica Meliș, Florin Grosu, Doinița Andronic, Cosmin Iațeșen, Emilia Burlan, Lidia Mărgelu, Oana Coman Sipeanu, Olimpia Coman Sipeanu, Marius Coman Sipeanu, deci în familie, Margareta Toderică, Ciprian și Maria Ailoae, Robert Cobuz, Gabriela Pârbuleț Aramă, Maria Alexandra Ursachi, din tânăra generație, Ciprian Voloc, Petronela Turcanu, Clara Tudoran, Alfred Șupler, Eugenia Goraș, Constantin Suruciu, Robert Maniga, Liviu Șoptelea, Roxana Constantinescu, Valentin Barbolată și Maria Unța. Din multe locuri veniți aceștia, din Botoșan, din Râmnicu Vâlcea, Târgu Mureș, Suceava, Iași, Constanța, București, Pitești, din Combrici, din Timișoara, din Bistrița, din Turda, Dorohoi, Târgu Neamț, Sibiu, Bacău, Craiova și Slobozia. Vreau să menționez faptul că ceea ce s-a întâmplat astăzi la galerii e de fapt nu o întâmplare, ci un efort deosebit al celui care, an de an, de 4 ani până astăzi, încearcă și reușește cu succes să facă acest salon. Este vorba de pictorul, de artistul plastic botoșănean, Liviu Șoptelea. Este și curatorul acestui eveniment, așa cum am menționat. Astfel, avem o toamnă, la început de toamnă, o plăcută reîntâlnire, așa cum menționam anterior, cu acești artiști plastici. Îmbinarea armonioasă a mai multor stiluri, precum și varietatea temelor abordate, ne stimulează plăcut simțurile, reușind să ne introducă într-un spațiu privilegiat. De asemenea, putem vedea în cadrul expoziției și câteva dintre lucrările, așa cum spuneam, ale artistului Aurel Mocanu Agripa, născut în anul 1940, plecat dintre noi în anul 2000, și un nume de referință în arta plastică românească. Lucrările au ajuns la noi grație amabilității doamnei Oana Mocanu, fiica artistului, aici de față. După numeroase demersuri ale domniei sale de a face această expoziție la Botoșani.
deocamdată în cadrul unei expoziții colective, sperăm că și în cadrul unei expoziții personale retrospective. Artistul, unul dintre cei mai bine cotați, spuneam, ai generației sale, s-a născut în 1940 la Botoșani și în anul 1967, terminând Facultatea de Arte Plastice a Institutului Pedagogic București, își va alege numele de pictor, Aurel Mocanu Agripa, întrucât semăna izbitor cu portretul bust al generalului roman Marcus Agripa, pe care trebuia, în mod obligatoriu, în cadrul cursurilor, să aibă ca obiect de studiu. După facultate, se va întoarce la Botoșani, unde va avea, așa cum el însuși spunea, o biografie de actor american. Va fi profesor de desen, vitrinier, pictor de firme, redactor și tehnoredactor la ziarele locale. Va scrie și poezii și cronică de artă plastică. La fel va face mai târziu, la Bacău și la București, unde va lucra în bun la Oficiul Național pentru Expoziții de Artă. Foarte frumos, spunea domnia sa, slujbaș la oficiu și pictor de duminică. Înainte de toate, Aurel Mocanu Agripa a fost un artist care și-a iubit cu pasiune meseria, pictând cu răbdare, dar și cu fervoare, lucrările care par a se trage dintr-o zonă non-figurativă, dar păstrează sugestii din lumea concretă. Nu întâmplător, ultimul ciclu din crearea lui Aurel Mocanu Agripa este dedicat inimii. Acest centru al coincidenței între om, univers și creator. Așa cum menționa criticul de artă, Alexandra Titu, de-a lungul întregii sale evoluții de la figurativ, de la un figurativ deformat de filtrul afectiv, de un discret, temperat, dar numai puțin operant expresionist, la abstracție și la descoperirea suportului figurativ simbolic, Matei a fost neîntrerupt partenerul său pentru pictura de un senzualism rafinat. Renunțarea la figurație s-a produs ca o disoluție a formei, care a lăsat liber dialogul între materie și spațiu. O intuiție a infinitului a marcat această etapă a modificării raportelor sale cu lumea, care a încetat să mai fie doar o lume sensibilă. Nevoia regăsirii unui punct, unui loc al identificării în această expansiune spațială a unei materii controlate până atunci mai mult senzorial, l-a condus înspre o primă intersecție cu sacrul. El a descoperit semnul emblematic al concentrării, semnul care face să coincidă mișcarea perpetuă și creatoare cu oprirea identificatoare, crucea. Într-o mărturisire de credință emoționantă, din 11 noiembrie 1986, Aurel Mocanu Agripa spunea despre creația sa: acopăr, șterg și revin. Așez culoare în straturi subțiri, transparente. Desenez cu creionul, șterg. Pun zemuri colorate, ce curg. Împing lucrul până acolo, unde rezultatul trece peste ceea ce știu și ceea ce pot. Și atunci e bine. Știu că atunci sunt pictor. Numai atunci sunt pictor când rezultatul muncii mele trece dincolo de ceea ce știu și dincolo de ceea ce pot. Cu numeroase lucrări de pictură și grafică expuse din Elveția, Germania și Franța până în Portugalia, Olanda și China, care i-au adus consacrarea, Aurel Mocanu Agripa rămâne eminamente liric, hrănit din darul culorii, așa cum a caracterizat reputatul critic de artă Constantin Trut. Culoare, lumină, suflet, simbolistică, modern și clasic în aceeași expoziție, în același salon de artă vizuală, Salon Național
denumit interferență. Și îi dau acum cuvântul celui care